Salutare! Astăzi o să vă arăt cum se face o tranzacție de pe Rollercoin. Am atins suma minimă de transferat. Bun, după cum observați, suma minimă este 0.0001. Bun, prima dată ce trebuie să faceți este să intrați pe Coinbase. Arată această tranzacție pentru că multe persoane nu au spus că nu funcționează. O să vă arăt. Tranzacția a fost făcută după aproximativ 48 de ore sau mai mult. Prima dată trebuie să luați adresa de Bitcoin, adică plicul. Intrați pe Coinbase dacă aveți aplicația instalată și Resize. Mă rog, sau ce aplicație folosiți voi. Copiați Bitcoin adres și după mergeți aici la withdraw. Puneți adresa aici, mai confirm. Copiați toată suma. Paste. Sunt mai mulți pași de urmat, dar nu este foarte complicat. Și dați confirm, o să primiți o adresa de e-mail. E-mail. Bun. Așteptăm e-mailul. Rollercoin withdraw. Confirm withdraw. Bun. După ce ați confirmat, așteptat în jur de 48 de ore. O să revin peste 48 de ore aproximativ să vă arăt că tranzacția a fost efectuată cu succes. Bun. Ne reauzim. Salutare din nou, am revenit în partea a doua. Banii au fost trimis după cum observați, sent. Statusul primat era waiting, acum este sent. Înainte să primiți banii pe aplicație, de ce aplicație folosiți de cripto, mai trebuie să urmați câțiva pași pe blockchain. Trebuie să faceți 3 confirmări. Eu două le-am făcut, am două confirmări și mai trebuie decât una. Aici nu știu sigur dacă depinde de voi, de mine sau de cei de la blockchain. Bănuiesc că de cei de la blockchain. Eu în momentul de față pe Coinbase, după cum vedeți, n-am primit nimic. Am suma de 43 de RON. Dar lucrurile nu o să rămână așa. După ce o să faceți cele 3 confirmări, hai să continuăm. Momentan 2 confirmări. Ca să confirmați, nu știu nici eu ce trebuie să faceți, dar puteți să dați câteva clicuri aici. Și ultima aici. Poate tata e, nu?
Nu merge mai. Câte formă? 3 cumva? 3 confirmation. Asta ce înseamnă? Că au fost confirmate și am primit bani. Dacă e adevărat. Da, încă nu am primit. Mă rog. Nu știu. Nu este confirm, nu sunt confirmările mele astea. Bun. Închid pagina și dau de nou să vedem dacă sunt astea 3 confirmări, înseamnă că ceva e neregulat. 3 confirmări. Mă rog. Ceva se întâmplă, dar nu știu ce. Cu tranzacția. Da, cred că acum am primit. Imediat să vedem. Acum am primit banii. Haideți să vă arăt. Au fost făcute cele 3 confirmări care trebuiau necesare. Și acum să vedem pe Coinbase. Am și notificare. Imediat dăm un refresh. Și totul este regular. Tranzacția a fost făcută. Vă arăt imediat. Am și o notificare. Observați, tranzacția a fost făcută cu succes. Notificare. You receive Bitcoin from an external account. Nu pot să văd receive Bitcoin. Asta este tranzacția. Asta este tranzacția.